Ok, fete și băieți, astăzi avem un clip cu parfumuri. Nu știu de ce am zis băieți, că nu se uită prea mulți băieți pe aici. Se uită cu siguranță Zoli. Bună, Zoli! Așa, hai să începem. Și înainte să intrăm în pâine, trebuie să fiu un pic cerșetoare și să vă zic că mi-ar plăcea foarte tare să vă abonați acestui canal, dacă vă place, evident, contentul pe care eu îl postez aici, și să mă susțineți cu un like, un comentariu sau orice vreți voi. Vă sunt recunoscătoare, vă mulțumesc și vă iubesc pe toți cei din comunitatea mea. Am pus o comandă pe Dubai Collection și am aceste patru parfumuri. Mai are și Cristian câteva, dar m-am gândit că nu e chiar interesant pentru voi, fetele, să vedeți parfumurile lui și oricum pe ale lui o să le vedeți la el pe canal. Și vreau să vă spun că cei de la Dubai Collection au fost foarte drăguți și mi-au trimis chestia asta. E super, super simpatică. Este un set cu 3 creme de mâini și nu-mi vine nici măcar să o desfac, dar ar trebui să o desfac totuși. Cred că de aici, că scrie Open Your Heart și cred că de aici s-ar desface. Aș vrea să nu stric cutiuța pentru că e drăguță și până s-o pun la reciclat o să mă mai bucur un pic de ea. Sincer, nu m-am uitat pe site să văd dacă există chiar acest trio hand cream, așa cum îl am și eu aici. Ah, dar se deschide pe sus, ok. Cam așa arată cremele. Stați să scot una. A, ce ambalaje drăguțe. Îmi plac foarte tare ambalajele acestea. De genul ăsta, ca un fel de, nu știu, cremă de reumatism veche sau nu știu. Existau niște creme când eram noi mici care aveau exact tipul ăsta de capac și cred că sunt drăguțe. Ia să folosim una. Ce avem aici? Tea Rose and Velvet. Toate sunt Tea Rose and Velvet și văd că vin în 3 culori diferite. Mi se pare că un set de genul acesta e o idee foarte, foarte bună de cadou. Eu o să desfac acum una și o să mă dau cu ea. Uite, vin și sigilate. Sau puteți să, nu știu dacă le găsiți pe site, să vă luați voi și cele mai bune două prietene și să vă faceți așa un cadou de mărțișor, un alt fel de mărțișor, habar n-am. Nu le-am căutat pe site, dar dacă le caut și dacă le găsesc mai cu seamă, miroase într-adevăr a trandafir. Trandafirul nu este chiar aroma mea preferată prin creme și toate cele, dar uimitor, cred că hidratează foarte bine. Deocamdată văd că a rămas așa un pic la suprafața pielii, dar o să-i mai dau un minut, două, să văd dacă se și absoarbe. Nu este chiar mirosul ăla pregnant de trandafir și mi se pare că mai are și ceva cumva ierbos. Are niște arome din astea plantoase. Hai să o pun pe asta înapoi aici, că mă gândesc că poate vreau să fac și eu un cover frumos cu setul acesta și să mergem mai departe, că suntem aici astfel încât să povestim despre parfumuri. Ei, acum ce credeți, că mai stă? Nu mai stă. Asta este setul. Am văzut că au pus și produse de îngrijire personală pe site, iar crema asta, să știți că s-a absorbit destul de bine până acum. Da, cred că e faină. Mă pare faină. Uite, găsesc setul ăsta foarte, foarte bun de a fi oferit cadou. Și gata, asta a fost introducerea asta mititică și acum hai să trecem la parfumuri pentru că avem aici 4. Pe unul, sincer, l-am furat din comanda lui Cristian, adică pe acesta, și el este și un ADN original. O să vă zic cum mi se pare mie la prima pulverizare, pentru că nu am nici măcar parfumurile din care se inspiră și știți că pe Dubai Collection găsiți pe de o parte ADN-uri originale, pe de altă parte parfumuri inspirate din alte parfumuri și cred eu că acelea sunt cele mai de interes pentru voi. Hai să începem repede ca să nu facem un clip foarte lung. L-am luat pe acest Narcissus For Her, care este inspirat din For Her de la Narciso Rodriguez. Până și sticluța arată în sensul ăsta. Am ring light-ul acolo. E posibil să vedeți niște lumini ciudate pentru că asta este. Nu mai este atât de multă lumină astfel încât eu să pot filma în voie. O să intru imediat pe site să vă spun și cât costă parfumul, că n-am cum să țin minte atâtea parfumuri, și să vă zic despre el. Interesant, chiar mă așteptam să fie un pic mai pudrat. 135 de lei în varianta aceasta de 100 de mililitri. Este inspirat din Narciso Rodriguez For Her apa de parfum și spune aici că are trandafir, piersică, mosc, ambră, paciuli, lemn de santal. Niște oameni în comentarii zic parfumul este 100% ca cel original. Nu înțeleg eu
treaba asta cu 100% ca cel original, dar în fine. Exact ca originalul, nu mi se potrivește parfumul, dar trebuie să recunosc reușita. Cred că pot să înțeleg și de ce nu se potrivește. Din punctul meu de vedere, simt aici, în acest Narcissus for Her, un trandafir, dar aș zice că este un trandafir verde cumva, sau un bujor de trandafir care nu miroase exact ca un trandafir ajuns el la maturitate, ci mai degrabă ca un boboc de trandafir. Știți că bobocul de trandafir miroase așa mai mult a plante, nu și-a dezvoltat aroma aia inconfundabilă de trandafir, pe care unii o iubesc, nu eu, dar unii o iubesc. Prin urmare, cred că e o variantă pentru fetele care preferă parfumuri florale. Nu știu cum stă ca persistență, pentru că e nou, chiar n-am avut când să-l testez, dar chiar cred că este o variantă pentru fetele care preferă parfumuri florale. Și trebuie să acordăm o notă pentru sticluță, care, da, deși se vede că e inspirată, adică știi clar din ce este inspirat parfumul acesta, mi se pare că arată foarte bine. Și combinația asta a lichidului, care este de culoarea asta cu, sau sticla e așa? Nu, cred că lichidul. E de culoarea asta cu acest roz de aici, e parfumul acela de pus pe măsuța de toaletă și deținut acolo împreună cu niște bijuterii, arată foarte bine. Dacă avea și capacul de o altă culoare, evident, probabil că ceva în culoarea asta roz, era și mai bine. Dar cumva merge cu scrisul, mi se pare că face o treabă bună ambalajul parfumului acestuia, adică îți creează așa o idee de continuitate, îți creează o idee de... Uite, arată bine, au fost gândite toate elementele împreună. Și cam atât pot să zic despre el, că n-am ce să zic deocamdată mai mult, că nu l-am testat. Ok, mergem mai departe la următorul parfum, care este Idyl. Și până îl deschid eu și până îl caut și pe Dubai Collection, trebuie să vă spun că încă este valabil codul RAL05, care vă acordă 5% reducere la orice comandă vă puneți voi pe site-ul lor. Îmi place foarte tare sticluța acestui parfum, mi se pare că este simplă și elegantă și are capacul acesta, care este greu când ești dat cu cremă pe mâini, care este așa rose gold, haide mai pune focus, și cu detaliul acesta alb aici, îmi place foarte tare cum arată așa. Ce să zic, e ok, 100 de mililitri, 135 de lei și e. El și e inspirat, am zis, mamă ce pulverizator, ia uitați-vă aici, este inspirat din Idyl de la Lancôme și aici sunt multe flori, astea sunt parfumuri cumva mai de primăvară din punctul meu de vedere, pară, bergamotă, nu simt para, sau cel puțin nu în deschidere, trandafir turcesc, trandafir de mai și iasomie indiană, moscalb și vanilie. E într-adevăr ușor dulce, n-aș zice neapărat că simt mult trandafir și trandafirul combinat cu vanilie, cred că se transformă așa în ceva ușor mai dulceag, ușor mai bine blenduit pentru gustul meu, care știți că nu ador trandafirul în parfumuri. Nu are recenzii, din păcate, ca să vă pot spune ce zic alți oameni, dar nu știu nici cum este Idyl, am miniul acela, dar nu am apucat să-l folosesc, astfel încât să îmi dau seama cum este parfumul și să pot să le compar. Dar uite, pentru că am miniul acela de la Lancôme, aș putea la un moment dat să fac o comparație între aceste parfumuri și poate facem o serie de mai multe parfumuri pe care le comparăm în felul acesta, avându-le pe ambele, ca să pot să vă vorbesc în cunoștință de cauză. Dar da, îmi place. Mi se pare că ambele sunt parfumuri care se potrivesc foarte bine fetelor care adoră parfumurile florale sau celor care poartă parfumul în funcție de anotimp. Cred că aceste două variante, Narcissus for Her și Idyl, aveți grijă că trebuie să îl căutați cu Y. Ia uitați-vă, numele lui este cu, nu cu Y, cu I din I. Așa trebuie să îl căutați pe site, pentru că nu-l găsiți. Dacă scrieți IDYLL nu o să vă apară, dar puteți să scrieți Idyl, pentru că știți că pe Dubai Collection, dacă puneți numele parfumului din care se inspiră un parfum care există pe Dubai Collection, vă apare oricum informația. Da, cred că îmi place Idyl mai mult decât Narcissus for Her. E cumva mai pe placul meu, poate și pentru că se duce mai mult în zona aceea dulce. Narcissus for Her, cel puțin acesta și cel puțin din ce am mirosit eu acum la prima pulverizare, mi se pare că rămâne mai mult în zona florală, mai plăntoasă, cu ceva un pic verde pe acolo, pe când Idyl, având vanilie, se duce un pic mai mult în zona aceea de parfum dulce și parfumurile dulci sunt preferatele mele. Hai să-l mai vedem pe unul, Violet, așa arată el, dați să-l și scot, că o să vă dați imediat seama din ce este inspirat și între timp
timp. E un pic transparent într-o parte chestia asta, mi se pare foarte ciudat. Și între timp am să îl caut și pe Dubai Collection, astfel încât să vă povestesc și vouă despre el, la fel la prima vedere. E un parfum unisex, celelalte două erau de damă, în mod cert. Acesta este un parfum unisex pe care o să-l împart cu Cristian, dar uite că nu mi-am dat seama că voi nu-i vedeți culoare. Este movul acesta foarte frumos, ăsta mi se pare că este fix movul preferat al lui Lumi, al luminiței Avram și nu știu Lumi dacă l-ai pe acesta, dar dacă nu l-ai, poate vrei să l-ai în viața ta, că știu că și tu mai plasezi comenzi pe acolo. Idyl mi se pare că avea un pulverizator și mai strong decât are ăsta, dar și el se descurcă bine. Se inspiră din ceva. Mamă, știu clar din ce se inspiră, adică îmi sună din ce se inspiră, nu pot să pun să zic cuvântul. Dar ne uităm aici. Este inspirat din Serge of Acento și costă 190 de lei. Și este un parfum cu ananas, zambilă, stânjenel, iasomie, piper roz, mosc, vetiver, vanilie, ambră și patchouli. Cel puțin asta este listat pe Dubai Collection. Mi-ar plăcea să simt ananasul, dar nu pot să zic că îl simt. Este într-adevăr ușor condimentat. Vanilia și moscul îi dau așa un nis de ceva curat, un pic dulceag. Nu știu cum să zic mai bine de atât. Dar dacă îl știți pe Serge of Acento, cu siguranță vă dați seama cum miroase acest parfum. Mi se pare că sticla e foarte bine făcută și eticheta asta de aici e bine pusă și catifeaua asta chiar este catifea. Adică nu e vopsită sticla sau ceva, chiar e o catifea așa foarte drăguță. Arată foarte bine parfumul ăsta. Na, arată aproximativ precum cel din care este inspirat și știți că eu mereu am avut o problemă cu treaba asta. Mi-ar plăcea ca ele să aibă sticlele lor, să nu arate precum celelalte, dar în fine, nu e identic. Acum ce să zic? Îmi place mult. Asta este un parfum pe care eu îl voi purta în următoarea perioadă. Nu cred că e un parfum chiar de vară. Nu cred deloc că e un parfum de vară. Dar de vremea asta, așa, de la 0 la 10 la 15, hai poate și la 20 de grade, dacă nu e foarte cald, dacă e o dimineață din aia așa mai răcoroasă de primăvară, chiar mi se pare că e o idee foarte bună. Și mă bucur că l-am descoperit pe ăsta pentru că îmi place foarte mult. Și să știți că iar o să spună Cristian că i-am furat parfumurile, pentru că o să-l pun probabil în partea mea de parfum. Umor și el nu o să-l mai găsească atunci când o să aibă nevoie. Iar aici am un Autobiography Oh Boy. Așa se cheamă parfumul, o să vi-l arăt imediat în sticlă că vorbesc tare de la ring light-ul acesta, dar cred că aici îl vedeți mai bine. Așa arată, iar capacul ăsta de rege, ce să zic, toată lumea își face capac de ăsta, nu înțeleg eu de ce, dar vreau să vă zic că ăsta este un ADN original și o să vă zic imediat și ce note sunt în parfumul acesta. E un parfum unisex și el mi-e place foarte mult, vă zic de acum că m-a atras numele și când l-am scos din cutie l-am desfăcut și l-am mirosit pe ăsta aseară că nu aveam cum, chiar nu puteam să nu-l miros. Sunt 4 variante pe site, 2 ml, 5 ml, 10 ml și 50 de ml. E un parfum unisex și e un ADN original și nu este un ADN original arabesc. Așa că stați să vedeți. Citrice, lămâie, bergamotă, iasomie, lăcrămioare, fructat, fructe, ceva, patchouli, ambră și mosc. Și hai să-l pulverizăm și pe el. Hai să-l pulverizez și pe el. Să fie în camera asta când o să vină Cristian acasă. Doamne, doamne. Mamă, miroase extrem de bine. Mă lovește ceva dulce, dar ca și cum ai fi scos toată dulceața din niște fructe. Doamne, cât de bine miroase. Stai să văd dacă îmi dau seama din notele astea ce ar putea să fie. Citrice, lămâie, fructat, patchouli, ambră. Cumva e ca și cum ai pus portocală în miere într-un wok, într-o tigaie. Exact așa mi se pare. Mirosul ăla de citric, îndulcit foarte, foarte bine. Îl văd și nu-l văd pe un bărbat, sinceră să fiu. Adică, evident că fiecare se dă cu ce vrea și evident că preferințele fiecăruia în materie de parfumuri nu se discută. Dar cred că este ușor cam dulceag, astfel încât să fie purtat de un bărbat. Chiar sunt curioasă ce să spună Cristian de acesta și dacă îl va purta, pentru că, sincer, mie una mi se pare extrem de interesant. Și dacă în acest moment aș putea să vă recomand să vă luați un parfum de pe Dubai Collection, cred că ăsta ar fi. Condiția fiind, evident, ca vouă să vă placă parfumurile dulci sau dacă nu neapărat vă plac parfumurile dulci, condiția esențială ar fi să fiți deschise la a testa niște miros
mirosuri noi. Pentru că dacă nu sunteți și preferați doar un anumit tip de parfum, e clar că ăsta nu o să vă facă nicio impresie. Dar îmi place și sticla. Adică, făcând abstracție de capacul ăsta, care e și de plastic și mie nu-mi place, uitați-vă cât de faină este sticla aceasta. Sunt curioasă dacă mai au și alte parfumuri în gama asta a lor autobiografii. Uite, așa arată. Nu știu cum să vă arăt ca să fie mai bine pentru voi. Ia. Dacă se pune focus, nu cred că se pune focus și după aia o să apară ring light-ul ăsta în... Haide măi! Vedeți? A apărut și ring light-ul. Da, uite așa, cred că ați văzut-o, Autobiography este gama și Oh Boy este parfumul. Și Oh Boy este cu siguranță un parfum care ar putea să fie pe placul foarte multor femei. M-a impresionat parfumul ăsta, ce să zic, cred că e mic, are 50 de mililitri, dar îmi place chiar și sticluța, n-am o problemă cu ea și v-am zis, e 135 de lei. Ceea ce îl face un parfum destul de accesibil, aș zice eu, aveți și codul de reducere, vă faceți de cap dacă aveți chef. Dacă nu aveți chef, știți că nu susțin cumpăratul compulsiv și nu susțin cumpăratul lucrurilor de pe internet dacă nu aveți nevoie de ele, doar pentru că le-ați văzut aici la niște creatori de conținut. Adică cumpăratul în urma vizionării clipurilor de pe YouTube sau mai știu eu de unde. Cumpărați-vă atunci când aveți nevoie de un lucru, nu doar pentru că vin eu și vă arăt niște parfumuri. Eu vin și vi le arăt ca să știți în momentul în care voi vreți să faceți niște cumpărături. Și asta a fost tot. Asta cred că este vedeta clipului din punctul meu de vedere. Merită atenția Narcissus și Idyl dacă sunteți iubitoare de parfumuri florale și dacă nu vreți să dați pe Lancome și pe Narciso Rodriguez câți bani costă ele. O să le testăm persistența tuturor. Sunt convinsă că atât acest Violet cât și acest Oh Boy sunt ceva mai persistente pentru că din start vin cu partea asta dulceagă ce le face să persiste mai mult pe piele și oricum în general parfumurile sunt persistente pe pielea mea, dar cred că sunt niște variante faine. Și astea-s noutățile mele de pe Dubai Collection. Asta am vrut să vă arăt astăzi într-un clip care sper că n-a ieșit foarte lung. Ne vedem miercuri, vineri și apoi duminică cu vlogul săptămânal care este cel mai lung și care cred eu că vouă vă place cel mai mult dintre toate. Vă pup, vă îmbrățișez, nu uitați de subscribe și ne vedem miercuri.